Zinaida Greicianei, Bogdan Țârdea și Igor Dodon au fost așteptați în această seară la cinematograf. Liderul ODIP le-a făcut invitație la filmul Siberia din Oase. Vlad Bilețchi spune că vrea în acest fel să trezească remușcări din partea celor trei care se declară proruși. Președintele se află acum în Statele Unite. Șefa legislativului nu ne-a răspuns la telefon, iar deputatul socialist spune că nu are timp să meargă la film. Este un cadou inedit, este un cadou de bun simț, este o invitație la meditație. Le-am cumpărat locuri în primul rând, cât mai aproape de ecran, cât mai aproape de lacrimile acestor oameni, de suferințele acestor oameni. Și dacă după vizionarea acestui film nu vor simți nici o remușcare de conștiință, înseamnă că sunt pierduți definitiv. Vlad Bilețchi a mers în fața președinției alături de doi susținători ai ODIP, care au povestit că rudele lor au fost victimele deportărilor staliniste. Oamenii din Republica Moldova și-au pierdut casa, moșia, familia, libertatea și unii chiar au murit fie în drum spre Siberia, fie în Siberia, în acel calvar de gheață. Acest bărbat spune că Igor Dodon nu este președintele pe care și l-a dorit. Nu ne reprezintă pe noi. Să vină să vadă filmul cum s-a produs genocidul asupra poporului român în perioada ocupației rusești. Și dacă mai are conștiință în trânsul să dea un pas, doi înapoi. Cei trei ne-au spus că îi vor aștepta la ora 18 la cinematograf pe Zinaida Greceană și pe Bogdan Țârdea ca să le dea biletele. Deputatul ne-a spus că nu va merge la film, iar cu președintele Parlamentului nu am reușit să vorbim. Zinaida Greceană s-a născut într-o familie care a fost deportată în Siberia.